Ne adunăm la masa Domnului, dar repet o întrebare. Cine sunt cei invitați? Săptămâna trecută vin dintr-o biserică creștină după Evanghelie din Timișoara și între ei sunt cei care se botează de copii mici și cei care se botează adulți. Și cel puțin două persoane au venit la mine să vorbească despre cine poate lua cina. Cine sunt cei invitați la masa Domnului? Dar las întrebarea asta pentru momentul în care ne apropiem de cină și dați-mi voie să vă aduc aminte ce s-a întâmplat când Duhul lui Dumnezeu s-a revărsat în ziua de Rusalii. Textul spune că cei ce au intrat pe poartă au fost botezați în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și au primit darul Duhului Sfânt, stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și am văzut duminica trecută că rugăciunile au menirea să ia poverile de pe inima lui Dumnezeu, să le așeze pe inima copiilor lui Dumnezeu. Ăsta este rostul rugăciunii. Să-mi înduplece inima, să fac ceea ce vreau să fac, știu că trebuie să fac și am promis lui Dumnezeu că voi face. Dar rugăciunea face mai mult decât atât, mă acordează cu inima lui Dumnezeu, încep să înțeleg poverile de pe inima lui și mă încarc cu poverile de pe inima lui, ca trupa lui Hristos, ca mădulare ale trupului lui Hristos. De un an de zile măturăm textul din Matei, capitolul 9, versetele 35 la 38. Și am găsit în el trei lucruri. Programul Domnului Iisus, povara Domnului Iisus și provocarea Domnului Iisus. Dați-mi voie să vă aduc din nou aminte de ele. Programul Domnului Iisus. Iisus străbătea cetățile și satele, învățând pe norodând în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției, vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Învăța, propovăduia și vindeca. Acum, majoritatea dintre noi am fi interesați de vindecare, dacă avem cancer, dacă suntem bolnavi, dacă suntem înaintea morții. În zilele acestea, încerc să îmi scald sufletul în 1 Ioan și este o evanghelie a iubirii, pentru că este apostolul iubirii și Dumnezeu care este dragoste este menționat de două ori în epistola lui, dar ceea ce m-a surprins este că n-am găsit nici măcar un verset despre vindecarea trupească, despre bolile noastre și atunci mă întreb, cum să iau toate aceste lucruri, ce din astea trebuie să ducem noi mai departe? Dar vă aduc aminte de un eveniment. Domnul Iisus este în casa lui Petru și o grămadă de bolnavi au venit pentru că el tocmai vindecase pe soacra lui Petru. Până noaptea târziu, Domnul Iisus s-a atins de trupurile lor și i-a vindecat. Și puterea lui de vindecare era semnul mesianității și divinității lui, așa cum era puterea lui de a învia morții. Dar s-a făcut târziu, oamenii s-au dus la culcare, în zor de zi s-au bulucit din nou la casa lui Petru, așteptându-l pe Iisus. Iisus nu era nicăieri. Ucenicii îl găsesc undeva în munte, rugându-se, zice, vino Doamne, că toți te caută, te așteaptă. Și Domnul Iisus îi lasă pe toți acolo, nevindecați, cei care au mai rămas, zice, veniți să mergem în altă parte, să propovăduiesc Evanghelia, căci pentru aceasta am venit. Dragii mei, indiferent cum mi-ar vindeca Domnul Iisus trupul meu, mi-au redat vederea. În ultimă instanță, mântuirea sufletului meu contează. Pentru că sufletul meu, eu sunt cel veșnic, cel care voi ieși din trupul acesta și mă voi întoarce la Tatăl de unde am fost trimis. Programul, dar care era povara Domnului Iisus Hristos? Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Oile erau necăjite și risipite din pricina păstorilor lor, da? Din pricina celor mai mari din Israel, a faptului că propovăduiau împărăție a faptelor, la care n-ai cum să ajungi. De aceea Domnul Iisus spune, ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Abia când îți recunoști totala dependență și neputință, abia atunci ai acces în împărăția cerurilor. Și Domnul Iisus privește prin trupurile oamenilor, la sufletele lor, erau ca o gloată, ca niște oi necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Și plecând de la această povară, el o transformă într-o provocare pentru ucenicii săi.
rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul lui. Observați, programul, povara se transformă în provocarea pentru ucenicii săi și prin ei, pentru Biserica lui Hristos, de-a lungul întregii istorii. Rugați dar pe Domnul secerișului. Dar de ce să rugăm pe Domnul secerișului? Pentru rugăciunea, dragii mei, are menirea să ia poverile de pe inima lui Dumnezeu, să le pună pe inima noastră. Lucrurile pentru care nu te rogi, nu te interesează. Am avut experiențe interesante. Julie era bolnavă, nora noastră, și noi stăteam cu sufletul la gură să vedem ce se întâmplă. Dumnezeu a mântuit-o în ultimul moment, dragii mei, dar din cancerul ei. Dar foarte interesant, fie că eram în America, fie că în Australia, oamenii au venit la mine să-mi spună ce face Julie. Și m-am gândit, dar ce aveți voi cu Julie? Și mi-am dat seama, pentru că ea posta în lungile ceasuri de chimioterapie, ce lucra Dumnezeu în inima ei. Și cei care citeau și se rugau, au ținut minte. Lucrurile pentru care nu te rogi, nu te interesează. Dragii mei, ca să te implici în lucrarea lui Hristos, mai întâi trebuie să deschizi ochii mari și să începi să vezi nevoile din jurul tău. Poate că nu poți să faci nimic pentru ele, dar te poți ruga pentru ele. Și când începi să te rogi, Dumnezeu îți va descoperi o mulțime de lucruri pe care le poți face pentru ei. Așa cum eu nu m-am uitat la știri, nu știu ce este în Galați, în zonele din vest, dragii mei, învăț și eu de ale mele. Observați un complex străin de povestea asta. În schimb, cei care săptămâna trecută au mers până acolo și au văzut nenorocirea. Zile trecute mă sună sora mea, dragii mei, din Carolina de Sud și îmi spune tragedia care s-a întâmplat cu uraganul. Peste 200 de morți înnecați în mâlurile care au luat și au măturat case și orașe și străzi și tot. Da, și tot. Lucrurile pentru care nu te rogi nu te interesează. Iar când începi să te rogi, poverile de pe inima lui Dumnezeu care vede ce se întâmplă pe planeta noastră, ajung poveri pe inima ta. De ce ne adunăm la cina Domnului? Să ne încurajăm unii pe alții ca să începem să pricepem principiile implicării în misiunea împărăției. Am avut o altă experiență interesantă la Timișoara. Este o biserică de vreo 100 ceva de membri, foarte mulți tineri și o mulțime de copii. Și ceea ce m-a surprins la ei, cei care cântă în față, n-au microfoane. Și l-am întrebat, de ce nu dați microfoane? În primul rând, să nu uite că nu ei trebuie să se audă, ci sala trebuie să se audă. Și asta mi-a plăcut la ei. Al doilea lucru pe care l-am văzut este, dragii mei, când se citea Biblia, când Biblia era pe ecran, era ca o armată care citea Scriptura. Și atunci când cântau, ca o armată, mici și mari, cântau cântările. Și am venit cu onoarea, încurajați din mijlocul lor. Dar m-am gândit în seara aceasta să fac o experiență. Noi am trecut deja prin câteva principii care țin de misiunea împărăției. Și lucrurile pe care le rostești cu gura ta devin mai aproape de inima ta decât cele care ți le auzi urechile doar. Și de aceea, ca să recapitulăm principiile, suntem în luna a 10-a, aș vrea să citim împreună, cu voce tare, ca o armată, primul principiu. Secerișul. Dați mâna unii cu alții repede. Știu că ați mai făcut-o. Ei sunt pe agenda lui Dumnezeu. Noi suntem pe agenda lui Dumnezeu. Secerișul lui Dumnezeu vizează mântuirea oamenilor, începând cu cei din casa mea. Dragii mei, bătălia pastoral-misionară a bisericii o știm deja pe din afară. Prin puterea lui Hristos să fim și să facem ucenici asemenea lui, cum? Sporind și contribuind la cunoașterea lui Hristos și încurajându-ne la ascultarea de El. Citiți cu mine cu voce tare al doilea principiu. Secerișul. Eu sunt atât. Dumnezeu este infinit. Secerișul lui Dumnezeu trebuie să fie croit pe măsura Lui, nu pe măsura mea. Și atunci când reduci în mintea și în gândirea ta secerișul lui Dumnezeu la resursele tale, îl necinstești pe Dumnezeu.
Dragii mei, Dumnezeu nu te-a chemat să fii în toate locurile, să faci de toate, să nu fi rămas nimic neatins de tine. Nu, 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 nu. El știe cine suntem. Doar un pumn de țărână. Dar imaginați-vă bucuria lui Dumnezeu când vedem secerișul lui și suntem cu gura căscată și ne gândim, Doamne, cum îl vei realiza? Cum vei aduna în împărăția ta tot grâul din lumea aceasta? Secerișul este al lui Dumnezeu și este croit pe măsura lui, nu pe măsura mea. Dar, al treilea principiu, visează. Mai trebuie să exersăm ca să vorbim la unison, da? Dar vi spuneți odată, visează la ceea ce s-ar putea face și nu te lăsa limitat de ceea ce poți face. În orice lucrare în care ți-s mâinile pline, ai obosit, când nu mai ai resurse, nu mai vezi nimic în fața ta, lucrarea aceea, dragii mei, moare, cade din mâinile tale. Câtă vreme mai visezi, câtă vreme mai vezi că mai este un pas de făcut, se poate face mai bine. Când nu ai decât, a, nici asta nu se poate, nici altă nu se poate, a, în momentul acela lucrurile ți-au căzut din inimă, ți-au căzut din mână. Ceea ce ne motivează este posibilitatea, provocarea care stă înaintea noastră, nu ceea ce avem în mâini. Și de aceea visează la ce s-ar putea face, nu te lăsa limitat de ceea ce poți face. Dar lucrarea este dincolo de noi și de aceea principiul al patrulea, citiți-l cu mine, lucrarea... Lucrarea în ogorul lui Dumnezeu cere ca lângă mine să fie și cel cu care am dat mâna. Cere un efort de echipă. De aceea mai bine doi decât unul vor primi o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Și dacă se întâmplă să cadă, sau dacă se întâmplă ca unuia să-i cade lucrurile din mână, altul le ridică. Pentru că toți credem în lucrarea pe care Hristos ne-a dat-o și pentru în care ne-a unit într-o echipă. Și al cincilea principiu. Unitatea echipei. În jurul unei viziuni în care cred toți și pentru care luptă toți, da? Luptă toți, fiecare în tranșea lui, fiecare cu lucrurile care le are în mână, dar sunt cu ochi la fratele meu și dacă s-a întâmplat să obosească, să cadă, sunt acolo să ridic pentru că mâine eu am nevoie de el. Observați, într-o echipă există un punct comun, o viziune în care credem, pentru care ardem și pentru care luptăm cu toții. Și următorul principiu. În... Cum se formează o echipă? Am luat un lucru în mână și observ că e mult dincolo de puterile mele. Și aproape când vine să abandonez și mi-aduc aminte de provocarea Domnului Iisus. Rugați pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul lui. Și în momentul acela încep să strig. Și Dumnezeu scoate de unde nici nu mă gândesc. Ba pe unul, ba pe altul și încetişor se adună grupul acela de oameni care încep să creadă și să lupte pentru viziunea pusă în mijlocul lor. Începe prin a te ruga ca Domnul să scoate lucrător la secerișul lui. Și al șaptelea principiu, Dumnezeu... Ce interesant! Mă rog ca Domnul să scoate lucrători și dintr-o dată mi-aduce aminte că mai am 5 valențe libere pe care le pot pune în negoț. Pot renunța la Facebook, pot renunța la Instagram, pot renunța la știri, pot renunța la o grămadă de inutilități cu care ne umplem viața. Și în timp ce mă rog și Dumnezeu lucrează în inima mea, văd că El va mobiliza în primul rând resursele aceluia care a văzut nevoile, și începe să roage pentru ele. Nu uitați, rugăciunea are menirea să pună pe inima noastră poverile de pe inima lui Dumnezeu. Și al optelea principiu. Ai un pahar de apă? Dă-l în numele Domnului. În echipă contează credincioșia, nu rolul pe care îl ai.
Dragii mei, nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Să avem simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Nu suntem toți la fel, n-am primit același număr de talanți, dragii mei. Dar ce contează dacă am 1, 2 sau 5? Contează să-l pun în negoț, să aud din gura stăpânului meu: bine, rob, bun și credincios. Cineva dă un pahar de apă în numele unui ucenic, va primi răsplata unui ucenic sau răsplata unui proroc. Și cu asta să ne apropiem de principiul al nouălea. Citiți-l împreună cu mine. Dumnezeu nu te cheamă lucrare dacă te-ai vărât singur în ea, este problema ta. Dar dacă te-a chemat Dumnezeu la o lucrare, El nu pune pe umerii tăi poveri mai mari decât să le poți purta cu ajutorul Lui. Și dacă este adevărat acest principiu, am și un dar cu o precizare. Și precizarea vine din 1 Timotei, capitolul 4, versetele 12 la 16. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credincioșie și în curăție. Și versetul 13 continuă: până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare, la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor, da, prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Și versetul 15 continuă: puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Dragii mei, orice dar nepus în negoț se atrofiază. După cum mi se atrofiază mâna dacă nu o folosesc, sau piciorul. Este suficient să stai 2 săptămâni pe pat și să nu mai poți umbla, să nu mai știi umbla. De ce stau lucrurile așa în domeniul trupului meu fizic? Pentru ca să-mi aduc aminte de realitățile spirituale. Atunci când pui un dar în negoț, azi poate ești mai neîndemânatic, dar mâine crești și înaintarea ta este văzută de toți și binecuvântarea slujirii tale ajunge și în dreptul altuia. Și versetul 16 ne spune: fii culoare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Da? Și ce spune mai departe? Stăruiește în aceste lucruri și te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Observați, în toate aceste principii suntem chemați să exersăm darurile, chemarea noastră și în felul acesta să creștem în ele. Principiul lui Dumnezeu este simplu. Azi nu poți da decât piatră sau lemn, Dumnezeu te primește. Dar mâine așteaptă de la tine piatră, fier, aramă, argint și aur. Întotdeauna se poate mai bine. Întotdeauna. Și acest mai bine te va motiva să nu lași lucrurile din mână, ci să încerci, de dragul lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu, să faci tot ceea ce El te va învrednici să faci. Și cu asta m-aș opri lângă al 10-lea principiu, fiind luna octombrie. Ai harul și responsabilitatea să duci spre oameni pe însuși Dumnezeu, pentru că ești purtător de Dumnezeu. Ai harul și responsabilitatea să duci spre oameni pe Dumnezeu, pentru că ești copilul lui Dumnezeu și purtător de Dumnezeu. Dragii mei, darurile duhovnicești sunt niște simple vase. Nimeni nu-și rupe dinții în vasele pe care le arătăm altora. Toți au nevoie de conținutul acestor vase. Și Duhul lui Dumnezeu se legitimează prin roada Lui. Și de aceea, indiferent dacă ai un degetar sau un butoi, ceea ce trebuie să duci pe oameni este pe Dumnezeu însuși, pe Duhul Său cel Sfânt, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, credincioșie, ne spune textele din Scriptură despre felul în care roada Duhului legitimează prezența Duhului. Dați-mi voie să mă opresc lângă un verset din Epistola Iubirii, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 17. Cum este El, așa suntem noi în lumea aceasta. Cum este El, așa suntem noi în lumea aceasta. Am întrebat: ce vrei să spui, Duhule Sfânt? Cum este El,
Așa suntem noi în lumea aceasta. Observați, este o comparație implicită în textul acesta. Și m-aș opri doar la un singur text din aceeași epistolă, capitolul 3, primele trei versete, să extragem trei lucruri din această comparație dintre Domnul Iisus Hristos și noi. Citiți cu mine versetul 17. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Desigur, textul continuă și vom citi întregul verset un pic mai târziu. Dar l-aveți pe ecran, citiți-l acum cu mine. Astfel se face că dragostea lui Dumnezeu este desăvârșită în noi. Și uitați-vă ce urmează. Pentru ca... Cum este El, așa suntem noi în lumea aceasta, pentru ca să avem încredere deplină în ziua judecății? Dar ce va duce ziua judecății? O dare de socoteală. O dare de socoteală. Dar până să ajungem la ziua judecății, m-aș opri lângă prima parte a versetului. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Și dați-mi voie să citesc trei versete, să mă opresc între ele și să observ doar paralela pe care o face între El și noi. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Despre asta am cântat, despre jertfa lui, înfierea noastră. Și suntem. Dar textul continuă. Lumea nu ne cunoaște. De ce? Pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Cum a fost El în lumea aceasta? Necunoscut de lume. Luat și răstignit pe o cruce, huiduit, batjocorit, scuipat, negat, numit un impostor, călcat în picioare. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Lumea nu l-a cunoscut pe El, nu ne cunoaște nici pe noi. Dacă umblu pe stradă, scrie cumva pe fruntea mea că-s copilul lui Dumnezeu? Nu. Dacă mă duc la lucru, port cumva o etichetă, copil al lui Dumnezeu? Nu. Dragii mei, mănânc ca ceilalți, beau apă ca ceilalți, mă duc la lucru ca ceilalți, mă bucur ca ceilalți, nuntim ca ceilalți, îngropăm ca ceilalți. Suntem în spitale ca ceilalți, suntem peste tot ca ceilalți. Și cu toate acestea, este ceva ce ne deosebește în mod fundamental de toți ceilalți din lume. Cum este El? El este cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. În lumea aceasta, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și când cuvântul se întrupează în viața noastră, noi umblăm prin lumea aceasta plin de har și de adevăr și oamenii văd ceva ce nu-i scris pe fruntea noastră. Ce nu-i scris pe fruntea noastră. Lumea nu l-a cunoscut. Așa cum nu ne cunoaște nici pe El. Frații mei, aparținem unei alte împărății. În momentul în care am fost născuți din nou, am fost strămutați din împărăția întunericului în împărăția Fiului dragostei Lui. Noi aparținem unei alte împărății și de aceea lumea nu ne cunoaște, nu ne ascultă. Cei din lume vorbesc ca din lume, spune Ioan. Este o mare diferență între copiii lui Dumnezeu și copiii întunericului, copiii luminii și copiii întunericului. Și de aceea, primul mare adevăr este că nu avem scris pe frunte statutul nostru spiritual, dar îl putem manifesta purtându-L pe Hristos și lăsând roada Duhului Sfânt să se manifeste prin noi. Știți ce spune Ioan? Care sunt dovezile credinței noastre într-un Dumnezeu nevăzut? Cum poți să te lauzi cu ceva ce n-ai văzut, nu poți pipăi? Dar sunt două dovezi foarte clare de epistola lui. Trăirea în curăție și iubirea de frați. Cine nu iubește pe fratele său n-a cunoscut pe Dumnezeu. Nici cine trăiește în fără de lege, spune el. Cu alte cuvinte, ceea ce ne deosebește de lumea aceasta este că fugim de păcat. Sau rezolvăm astăzi, dacă s-a întâmplat să ne atingă. Și de-al doilea rând, ne iubim unii pe alții. Cum ne-a iubit El, așa trebuie să ne iubim și noi, unii pe alții, ca lumea să cunoască că Domnul Iisus Hristos este Mesia. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Aparținem unei alte împărății și de aceea lumea nu ne cunoaște. Dar versetul 2 continuă. Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi?
Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Cum este El în lumea aceasta? Pentru bucuria care El a pus înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Pentru bucuria care era pusă înainte, ce este pus înaintea noastră? Dragii mei, 40 de zile, cel înviat a venit între ucenicii săi, până când învierea lui s-a luat pe ei ca o nădejde vie, o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Și de aceea noi celebrăm cina Domnului și îl așteptăm să vină, pentru că atunci când va veni, vom fi ca El. Vom fi ca El. Ce incredibil principiu! Observați ce ne deosebește de lumea în care trăim, cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta, cu ochii pironiți la cer, la cetatea aceea care are temelii tari și al cărei mește ziditor este Dumnezeu. Dar textul continuă. Dar atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Cum este El în lumea aceasta? Așa suntem și noi. Dar ce știm despre venirea Lui în lume? În Ioan ați văzut acum o lună imaginea, dacă mai țineți minte. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. După 3 ani și jumătate a fost atârnat pe lemnul crucii, aruncat într-un mormânt și a treia zi a înviat. Și 40 de zile mai târziu, în văzul ucenicilor, s-a înălțat la cer. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Dragii mei, mai țineți minte, noi venim de undeva, hălăduim, trăim o vreme în buclăfărășirea deșertăciunii și ne vom întoarce de unde am venit. Cu alte cuvinte, suntem într-o călătorie, într-un cules. Pe ordinișul cerului se va cântări tot ce am adunat în umblarea noastră prin buclăfărășir a deșertăciunii. Cum a fost El în lumea noastră, străin și călători? El venea dintr-o altă împărăție, aparținea unei alte împărății. Cum suntem noi în lume ca El, străin și călători? Străin și călători. În Evrei, capitolul 11, când vorbește despre Avram, care este chemat să vină într-o țară pe care nu o cunoștea, a locuit în corturi și El, și Isaac, și Iacov, pentru că erau străini și călători pe pământ, și spune, El, Avram, aștepta o altă cetate, o altă patrie, care are temelii tari și al cărei meșter ziditor este Dumnezeu. Dragii mei, noi nu suntem acasă. Noi suntem în călătorie, străini și călători pe pământ, dar veniți aici cu un scop și ne vom întoarce la judecată. De aceea se termină versetul nostru cu judecata. Dar versetul 3... l-aș citi și pe acesta, oricine are nădejde aceasta, că va fi ca El când îl va vedea pe El, oricine are nădejde aceasta în El, se curățește după cum El însuși este curat. Observați cum este El în lumea aceasta, ispitit în toate lucrurile, ca și noi, dar fără păcat. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască cum a trăit Iisus. Dar cine poate așa ceva? Care e diferența dintre El și noi? El fără păcat, iar noi în momentul în care am fost atinși de păcat, în ascultare de Dumnezeu, alergăm la cruce și ne recunoaștem și ne rezolvăm, ne mărturisim păcatul ca să fim iertați, dragii mei, și restaurați de Dumnezeu. Oricine are nădejde aceasta în El, se curățește după cum El însuși este curat. În rugăciunea lui de mare preot, înainte de a merge la cruce, capitolul 17, versetele 17 la 19, Domnul Iisus a rugat Tatălui, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis pe mine, cum m-a trimis pe mine Tatăl în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume.
Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, pentru ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Ce înseamnă rugăciunea asta? Doamne, pune-i deoparte pentru lucrarea împărăției. Pune-i deoparte pentru lucrarea împărăției. Separă-i de lumea aceasta, dă-le puterea să lupte împotriva răului și pune-i deoparte pentru a lărgi împărăția lui Dumnezeu, pentru a lua jugul lui Hristos pe umăr. Dați-mi voie să mă întorc și să închei, să ne pregătim pentru cina Domnului, revenind la întrebarea cu care am plecat la drum. Da, cine a invitat la masa Domnului? Cum este El în lume, așa suntem și noi în lumea aceasta. Adică, aparținând unei alte împărății și fiind străini și călători aici pe pământ și puși deoparte pentru a lărgi împărăția lui Dumnezeu, a face lucrarea lui Hristos. Dar acum, dacă aș citi textul până la capăt, doar versetul 17, citiți-l cu voce tare cu mine. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea lui Dumnezeu este desăvârșită în noi. Foarte interesant. Să avem încredere deplină în ziua judecății. Vă aduc aminte de pilda talanților. Când Domnul Iisus s-a înălțat la cer, El spusese pilda talanților și le-a promis că va reveni. Îngerii au venit să le spună, cum a plecat, așa va veni. Stăpânul a plecat, a împărțit averea robilor săi, dar a venit și ziua întoarcerii lui. Și atunci a fost chemat la judecate toți robii lui. Cel care a primit 5 talanți a zis, Doamne, mi-ai dat 5, ți-am adus 5, bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Cel care a primit 2 talanți a adus alții 2 și Domnul i-a spus același lucru, stăpânul, bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. A venit și al treilea, Doamne, știam că tu seceri de unde n-ai semănat. Am luat talentul tău, l-am învelit în ștergar și l-am îngropat, n-am luat nimic din el. Uite, ți-l dau înapoi. Luați-l, dați-l celui care a 5 talanți și aruncați-l afară, unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. Dacă crede cineva că a trăit pe acest pământ și că nu va da socoteală de viața lui, se înșală. Dragii mei, noi purtăm chipul lui Dumnezeu, nu suntem entități neglijabile în univers. Vom sta înaintea Creatorului nostru. Vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vom fi rostit. Dar noi știm o cântare. Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului? Suflete nu-i pot aduce? Niciun, măcar un strop? Nu pot să duc atât? Dragii mei, cel puțin mi-aș dori copiii alături de mine în împărăția lui Dumnezeu. Nu-i pot obliga. Dar aș face orice pentru ei și pentru nepoții mei să văd împlinită rugăciunea mamei mele când am plinit 82 de ani, eram în jurul mesei copiii și nepoții. Și dânsa zâmbind a zis, toți aceștia sunt ai Domnului. Ce incredibilă moștenire! Ce incredibilă moștenire! Să avem încredere deplină. Doamne, am pus în negoț ce mi-ai dat prin harul tău, cu puterea ta și îți mulțumesc că m-ai învrednicit să-ți trag la jug alături de tine la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Și acum că ne apropiem de masa Domnului, aducându-mi aminte de discuțiile din săptămâna trecută, mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră, cine este invitat să întindă mâna în blid și să ia paharul? Ascultați textul din 1 Corinteni, care l-auziți la fiecare cină și îl vom rosti încă o dată. Dar am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Și textul continuă, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, a celui care mi-a dat trupul meu să se frângă pentru voi. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis,
Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Dați-mi voie să punctez doar câteva lucruri în textul acesta ca răspuns la întrebarea cine sunt cei invitați. În primul rând, vestim moartea Domnului, da? Vestim moartea Domnului sau îl pomenim pe El. Vestim moartea Domnului până va veni El. Dați-mi voie să citesc mai întâi un text din 1 Timotei, capitolul 2 și din Romani, capitolul 11, versetul 32. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Deci Hristos a murit pentru toți. Nu este unul în sală care să nu fi fost în mintea, în inima lui Dumnezeu când l-a dat pe singurul său fiu să moară pentru noi. Indiferent cine ești, poți fi un tâlhar, poți fi un curvar, oricine ești în sală. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare. Dumnezeu voiește să mântuiască pe toți oamenii și să vină la cunoștința adevărului că există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, spune Scriptura. Pentru toți. Și Pavel spune, eu sunt propovăduitor și voi rugați-vă pentru toți, chiar și pentru împărați și pentru cei înălțați în dregătorii. Dar uitați-vă la textul din Romani. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare pentru ca să aibă îndurare de toți. Nu uitați întrebarea, cine poate întinde mâna în blid după pâinea care simbolizează trupul frânt al Domnului Iisus și după vinul care simbolizează sângele vărsat pentru păcatele omenirii? Răspunsul, dacă aș lua textul, toți, nu este unul din lumea aceasta pe care Dumnezeu să nu-l invite la masa Lui. Dar există și un mare dar. Și aș vrea să privim cu atenție și să ne răspundem fiecare la o întrebare. Pentru că textul nostru subliniază câteva lucruri. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Domnul Iisus este Domnul Iisus. Noi ceilalți suntem voi pentru care s-a frânt trupul acesta. Dar dacă nu toți oamenii vor fi mântuiți, dacă e largă calea care duce la pierzare, oare nu cumva ar trebui să-mi pun întrebarea, Doamne, trupul Tău s-a frânt și pentru mine? Mi-am recunoscut păcatele? Am recunoscut că Tu ești calea, adevărul și viața și că nu vin la Dumnezeu decât prin Tine și că nu este altă posibilitate? Jertfa Domnului Iisus poate fi primită sau refuzată. Și deși El s-a dat ca preț de răscumpărare pentru toți, doar toți cei care au fost botezați în Hristos s-au îmbrăcat cu Hristos. Toți cei care au fost răstigniți împreună cu Hristos trăiesc cu Hristos. Și de aceea textul se uită în ochii mei și îmi pune o întrebare serioasă. Trupul frânt al lui Hristos a rezolvat și păcatele mele? Sau nu? Dar apoi textul ne spune să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Dar pe cine îl pomenim? Pomenesc un străin de care n-am auzit? Am auzit de Iisus Hristos, am fost la biserică de Paște și de Crăciun. Sau îl pomenesc pe mirele meu ceresc și mă străduiesc să las pe Duhul lui Dumnezeu să mă îmbrace în haina alba neprihănirii Lui, așteptând nunta mielului. Pe cine îl pomenesc? Pe cine îl pomenesc? Cine este Domnul Iisus pentru mine? Observați, Saul din Tars prigonea biserica lui Hristos, îl socotea un impostor, a pornit să arunce în temniță pe cei din Damasc, până când cel înviat și înălțat a apărut înaintea lui și el s-a prăbușit la pământ, punând două întrebări, dar cea mai importantă întrebare, cine ești, Doamne? Și când a venit răspunsul, eu sunt Iisus pe care îl prigonești, s-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș? Pavel s-a smerit și a zis, ce vrei să fac? Dragii mei, pentru Pavel, Hristos era Domnul lui, Dumnezeul lui, mirele lui ceresc. Și el spunea, abia aștept să fiu dezbrăcat de trupul acesta, să fiu îmbrăcat cu celălalt, să mă întorc la Domnul, să ajung în împărăția de care aparțin.
Pe cine îl pomenești când întinzi mâna îmbrit? Cine este Hristos pentru tine? Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Bezi toți din el. Dar întrebarea mea este, câți dintre noi am intrat în legământ cu Hristos, murind împreună cu El și înviind împreună cu El? Câți dintre noi? Dragii mei, poate ne-am obișnuit cu lucrurile astea. Mai ales sunt biserici care iau cina în fiecare duminică, undeva la sfârșit acolo, repede sternă și povestea asta. Și orice lucru pe care le beți se demonetizează și nu mai știi exact dacă dincolo de formă mai există și conținut. Luați doar câteva lucruri. Se frânge pentru voi. Mă pomeniți pe mine. Și am pornit, inaugurat un nou legământ și vă invit pe singura cale spre Dumnezeu. Și în momentul acela mai trebuie să pun o simplă întrebare. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea până voi veni eu. Pe cine aștept? Mai cred că există ceva după moarte? Sau viermii sunt destinația existenței mele terestre? O, deșertăciunea deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o, deșertăciunea deșertăciunilor. Sub soare, totul este deșertăciune și goană după vânt. Dar la judecată? La judecată? Dragii mei, Domnul Iisus însuși a fost judecat la sânge. Dacă ar fi avut un păcat, n-ar fi înviat din morți. Și când Dumnezeu l-a judecat și l-a găsit nevinovat, moartea nu l-a putut ține. Și atunci când Dumnezeu ne va judeca și ne va găsi îmbrăcați în hainele neprihănirea lui Hristos, asta o celebrăm, dragii mei, moartea nu ne va putea ține, vom învia împreună cu Hristos și când va veni El, va începe nunta mielului. În Efeseni, capitolul 2, Pavel precizează foarte clar cine sunt cei invitați. Spune el că și unii și alții avem intrare la Tatăl printr-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeții casei, ci împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Oameni din casa lui Dumnezeu. O cină în familie. Mâna mea întinsă ar trebui să fie dovada apartenenței mele la familia lui Dumnezeu.